Bună seara, bine ați venit la bilanțul anual al filialei noastre. Este ultima expoziție dintr-un șir de peste 20 de expoziții cu care a fost încântat, spun eu, publicul din Piatra Neamț în anul 2016. Expun 18 autori. Da, mai mult decât tablouri, vorba domnului Isachievici. Glumește, desigur. Profit de ocazie să mulțumesc televiziunilor care au fost alături de noi la toate manifestările și ca să-mi închei partea mea înainte de a da cuvântul domnului critic de artă Lucian Strochi pentru mai multe detalii, să vă spun că adunarea generală pe care am avut-o în luna noiembrie a votat pentru activitatea de peste an pe sculptorul Lucian Tudorache ca fiind artistul anului 2016. Felicitări și la mai mare. Domnul Lucian Strochi, aveți cuvântul. Da, nu-mi place să-l contrazic pe Ștefan Potop, dar n-am ce face. La Roman, și profit de faptul să-i salut pe romașcani, Lucian Tudorache a avut o superbă expoziție de pictură. Deci nu e numai sculptor, e și un foarte bun pictor și grafician. Asta spre știință, pe lângă alte calități care sunt vizibile și nu insist asupra lor. În ceea ce privește salonul acesta de iarnă, ar fi de spus câteva lucruri. În primul rând, e într-adevăr vorba de un bilanț. Sigur, în momentul în care e o galerie atât de mică, precum e Borel, în care cu greu pot intra 40 de lucrări în condiții onorabile, a face o expoziție colectivă e un gest de mare curaj, în primul rând din partea celor care se încumetă, dar și din partea artiștilor care nu pot expune mai mult de 2-3 lucrări. Deci, însă aș vrea cei de față să vadă în această expoziție o expresie nemijlocită a solidarității culturale și intelectuale și a prieteniei dintre pictori. Pe de o parte. Pe de altă parte, evident, fiind vorba de un bilanț,
Pictorii profită de aceste zile de decembrie pentru a se întâlni cu dumneavoastră. Pentru că fără un public constant, cald și numeros, parcă pictura nu are gust, nu are miros, nu are culoare, nu are nimic. Oricât ar fi expresia unei personalități. Sigur că această expoziție nu este și nu poate fi unitară. De ce? Pentru că e vorba de artiști de mult consacrați, clasicizați, sau cum se zice prin manualele școlare, canonici, și pare destul de curios să pui asemenea autori alături de alții foarte tineri. Dar iată că cu această ocazie se poate. Îmi cer scuze maestăților lor că stau cu spatele, dar n-am ce face, televiziunea e republicană și liberă. Și am să încep firesc cu cei mai importanți regi pe care i-a dat România, cu cum? Și anume Carol I, cel care a venit ca domn neiubit și a sfârșit prin a fi domnul independenței noastre, domnul României care a trecut de la feudalism la capitalism, și în fine Ferdinand cel loial, întregitorul, cel care reușește să devină rege al tuturor românilor și până la urmă să fie poate cea mai importantă personalitate politică din acest punct de vedere. Evident, Curtea de Argeș, care este un, dacă vreți, un mausoleu, a fost chiar în această vară. Acolo, într-adevăr, se găsesc mormintele Carol I și ale Elisabete, a reginei Maria și a regelui Ferdinand. Într-o, să spunem, capelă separată se află semintele lui Carol al II-lea și, în fine, urmează să fie făcută o necropolă pentru toți regii României. Nu știu care va fi decizia, oricum ei își găsesc un loc și de ctitor și de odihnă și, dacă vreți, de înaltă spiritualitate. Plecând de aici, să mergem spre marele necunoscutul El, pictat de Ștefan Potop. Acest om care nu are identitate, pun pariu că nimeni dintre dumneavoastră nu știe cum îl cheamă, dar care este bogat cât o lume și sărac cât poate fi un român. Este un personaj extraordinar, îl întâlnim mereu pe stradă, e un tip prototip și spun eu că între cele două imagini este o apropiere mult mai mare decât ne putem imagina la prima vedere. O surpriză plăcută pentru mine, pentru că toți suntem la capitolul portrete, sunt, sau am să mă refer la o singură lucrare a Oanei, este o lucrare care într-adevăr o reprezintă. Delicată, fragilă, agresivă, meditativă, așa cum ar putea o intitula autoportret, deși nu neapărat trebuie să -i și semene, dar ca spirit e foarte, foarte bună și mă bucur că Ioana, care reușea în peisaj foarte bine, țin minte o expoziție despre Grecia, foarte, foarte, foarte apreciată, când era vorba de portrete, uita că trebuie să se despartă de designul vestimentar și personajele ei erau puțin rigide. Acum nu, tabloul respiră, e luminos, are toate calitățile. Deci mă bucur sincer.
Sigur, o surpriză poate să fie și lucrarea Mihaelei Zânică. De ce? Pentru că ea este dură, are o pictură aproape masculină, ceea ce nu trebuie să deranjeze, nici într-un caz nu ajunge la agresivitatea Fridei, nu la asta mă refer, dar acum vine cu o pictură mult, mult mai aerată, mult mai, și asta nu datorită poziției, e mult mai, probabil s-a conciliat cu forțele din înăuntru ei, a ajuns la un moment dat de pace și a reușit. Încerc un sincer regret și îl fac public că având un pictor de valoare al lui Dumitru Mosor, ne întâlnim foarte rar cu el. Chiar mă mir că a venit cu două lucrări, dintre care una este probabil o Veneție. Două lucrări absolut admirabile și nu cred că e vorba de timiditate, nici de orgoliu. Cred că ar trebui să avem mai multă grijă de el, pentru că literalmente este o valoare și reprezintă cu cinste Târgu Neamț. Surprinzător, prin detașarea de, ar spune, non-figurativ și cu încercarea de a îngheța o metamorfoză, niște structuri recognoșibile, este Iosif Haidu cu două lucrări absolut admirabile. M-am gândit ce ar fi dacă un prieten de-al meu, să zicem Florin Isachievici sau altcineva, ar intra într-un muzeu de artă undeva în țară și ar găsi aceste două lucrări. Cu siguranță că ar spune, iată două lucrări extrem de interesante și ar coborâ privirea să vadă cine este autorul, dacă nu l-ar fi recunoscut din prima clipă. Mitică Bezem, care pare a deține recordul măcar județean în materie de număr de expoziții, expune o singură lucrare, dar vă avertizez că mai are la pensionari încă una și de-abia a terminat aici cu poate cu o lună în urmă sau ceva o alta. Deci gestul lui trebuie luat ca atare, așa cum spuneam, de solidaritate culturală. O pictoriță despre care s-a vorbit puțin și care, după părerea mea, poate reprezenta un reper atât moral cât și ideatic și cromatic, este Monica de Carp. Are o lucrare în dreptul poetului Mihai Hanganu și vreau să vă spun că a avut în acest an la Muzeul de Artă o expoziție cu câteva obsesii, ca să spunem așa, crucea, hora, straiul popular. Ea este eleva lui Boca, declarată sau nu, și acest lucru se vede. Este o pictură care, categoric intelectualistă, ea pătrunde spre zonele foarte adânci ale substanței, ale fibrei noastre, naționale, și reușește cel mai adesea. M-am întrebat în ce măsură asocierea ei cu religia și cu un doctorat pe care îl are privind însemnele a însemnat ceva fundamental. Oricum, ea conciliază ca nimeni altul laicul cu religiosul și o face în mod strălucit. Am spus cândva, cu ani în urmă, și nu că aș avea eu o memorie formidabilă, dar mă obligă o imagine, că Luțu Bostan sau Dumitru de Bostan sau Dumitru Bostan Junior sau, mă rog, cum vreți să-i spuneți, dar noi
tot Luțu îi spunem. Am spus că este un pictor al strălucirilor, al răsfrângerilor. Ca nimeni altul, el reușește un lucru extraordinar. Se reușește matul în culoare, nu în șah, așa, e oarecum mai facil să prind strălucirea exact lungimea de undă care trebuie pentru fiecare obiect, este un lucru mare și Luțu Bostan are două lucruri care îi aparțin. Tinde spre monocromie, ceea ce e, dacă vreți, garanția că ne aflăm în fața unui mare maestru care nu are nevoie de trucuri cromatice, ci înțelege funcția axiologică, aș spune, a culorii și această strălucire. Uitați-vă la sticlă, la pahar, la toate celelalte, veți vedea că au altă strălucire. Din punctul acesta de vedere, cred că mulți ar avea de învățat de la el. Dacă acest lucru se poate învăța, mă întreb. Un pictor drag inimii mele și, aș spune, foarte prețios, prețios pentru că e rar, este prietenul nostru Romilă, de altfel cu o singură lucrare. Este un artist cu totul deosebit, se apropie de câțiva artiști americani prin esențializările sale. Este în același timp un frescar extraordinar. Lucrează foarte mult și mă mândresc că trei din cărțile mele, respectiv Alfabetul Animalelor, volumul 1, 2 și 3, au fost ilustrate cu har de către el, fiecare animal în parte, multe dintre animale fiind, sau animăluțe fiind mângâiate de copii. Mie mi se pare acest lucru suprema recunoaștere pe care un pictor poate să o aibă, să mângâie cineva pictura. E un lucru extraordinar. Uitându-mă în jur, nu se poate, deși încearcă să se ascundă de noi, Laurențiu Di Mișcă, vine cu două lucrări care l-au făcut arhicunoscut și care i-au impus de acum un stil. Mărturisesc că a fost unul din puținii pictori pe care l-am suspectat când a început să picteze în această manieră. El era cu totul altul în urmă cu niște ani. Nu am crezut că va reuși și m-a contrazis. M-a contrazis fericit și recunosc public că se poate și așa ceva, că poți inova chiar acolo unde, să zicem, anumiți autori, pornind de la Ruos sau, dacă vreți, Botero și alții, și în general pictura astecă, pictura Americii de Sud, se ghicea în el. Tot o surpriză este Petru Vamanu, pe care îl știam, un excelent pictor al florilor și care acum surprinde cu o lucrare în care, știu eu, feminitatea e pusă la încercare, nici măcar nu știu dacă e feminitate sau, în orice caz, esențialul, engrama unui chip uman este și într-adevăr e o lucrare deosebită. I-am mai văzut câteva lucrări pe sticle, mi se pare că și aceasta e la fel, dar în alt cod redate. Mihai Agape, care în ultimul timp concurează ca scriitor și a trebuit să fie sancționat pe acest lucru, aș spune că dacă ar fi să blestem, nu? Frumos, așa, i-aș spune să scrie precum pictează, adică să nu iasă dungile, să nu iasă paralele sau ceva,
Dar oricum, pictura lui dintotdeauna e misterioasă, ascunde și relevă exact a unei măști, a unei personalități. El poate, în egală măsură, să fie și un pictor al detaliilor, un pictor realist. Să nu uităm că este un excelent fotograf, a avut chiar curs de fotografie, dar, evident, ceea ce ne propune el ține de credința pe care o are și pe care trebuie să o respectăm. Nu-l văd pe Puiu Vadana decât prin lucrări. Sunt două lucrări după Mihai Agape. Aș spune chiar că lucrări mai deosebite pentru că sunt mult substanțializate. Sunt mult... el lucrează ca și Mitică Bezem în pastă mai groasă sau ceva, dar cel puțin prima lucrare nu e deloc așa. E interesant și demonstrează odată în plus că un artist nu se epuizează, precum un sportiv sau ceva, ci poate crea oricând și, aș spune, cu bune rezultate. Am, în fine, închei cu două acuarele a lui Arcade Răileanu. El a venit în piatra ca pictor în ulei, a surprins prin cromatica curajoasă, a declarat război necondiționat griurilor și chiar era atât de strălucitor încât unii puneau mâna la frunte, dar nu știu dacă a salut. Cert e că între timp s-a mai cumințit și el și a mai îmblânzit expresia și a trecut pe acuarelă cu foarte, foarte bune rezultate. Cu foarte bune rezultate și există și confirmări pe care n-are rost să le fac publice aici, dar acuarelele lui sunt căutate. În fine, ca un fel de rest al expoziției, două chimere, o chimeră pe care ați recunoscut-o desigur, e cea de jos, și un portret despre care cu îngrijorare constat că sunt recunoscut. Chiar unii au spus că seamănă mai bine cu mine decât cel din realitate, ceea ce e onorant. Așa și este, e onorant pentru pictor. Să nu uităm pe Gheorghe Cuciureanu, care ne propune o singură lucrare, de fapt. Dar vreau să-l felicit public pentru eforturile de a promova această artă, care este arta plastică, organizând, între altele, și festivalul Băieșu și așa mai departe. Și aș spune că mai avem și nu neapărat un debut, dar pentru mine cel puțin o primă întâlnire cu Radu Macavei, din câte am înțeles proaspăt primit în Uniune, ceea ce deja este o performanță deosebită și nu trebuie să urăm decât succes, se confirme și cu personale și cu alte asemenea lucrări, pentru că deja el s-a integrat firesc în mișcarea plastică nemțeană. Și aș mai vrea să spun în încheiere trei lucruri. Una. Vedeți, întotdeauna trebuie să ne păzim. Da, Lucian Gogu Craiu. Ce să-i fac dacă poartă același nume și care, iată, a venit cu două lucrări, între care una a fost și comentată și Florin Isachievici, care a rostit cuvintele magice, îmi place, ceea ce e suprema apreciere care poate să vină din artă. Aș mai vrea să remarc ca totdeauna frumosul gest cu care Ștefan Potop ne întâmpină minunatele lui farfurii
care ne aduc aminte că totuși suntem în sărbătoare și sărbătorile de iarnă. Dar poate nu vreau să zic. Și ultimul, dar nu în cele din urmă, tot un pictor nou, nu știu de ce a fost pus chiar la colț așa, Ștefan Diaconu, care, iată, expune și el, și am înțeles că a intrat și el în Uniune tot în acest an. Deci un an foarte rodnic, plin de multe realizări. Și vreau să vă spun că am mulțumirea de a constata ceva. Că piatra începe să fie atacată, nu cu pietre, ci cu altceva, de către romașcani. Iată, ei au devenit o prezență mai mult decât notabilă. Și chiar au început să vină și dușmanii de clasă. Adică soții Rodica și Cezar Păduraru, cei mai recenți galeriști, au deschis o minunată galerie la Roman, Roman Art. Au ținut să vină, să vă cunoască și chiar prezența lor e implicit o invitație să expuneți acolo și vă asigur că dacă au expus un Ceacâru sau Mariana Papară sau ceva, nivelul, ca să dau numai de Haidu și ceilalți, vorbește despre evaluare. Și în fine, vreau să vă spun că nu am întâlnit în această lume o, hai să zicem, mâncătorie vizibilă. Toată lumea a înțeles un lucru, că universurile sunt secante, se poate și sau tangente, așa, și că se poate conviețui în cele mai bune sau la cea mai frumoasă temperatură a sufletului. De altfel și prezența lui Emil, l-am văzut aici în Nicolae și de multe ori au venit scriitori, spune mult despre asta. Și chiar închei mulțumind televiziunilor care au fost martori, au fost domnișoare de onoare, au fost preoți, au fost tot ce trebuie pentru ca solemnitatea să fie păstrată și foarte multă lume află despre expoziții. Aici poate au venit 30-40, dar pe bloguri, pe ăsta sunt sute și chiar mii de oameni. Ceea ce fac ei ar trebui apreciat. Și eu îmi iau o inițiativă și vă spun că voi propune ca măcar o diplomă de onoare să li se dea și lor pentru efortul constant cu care sprijină cultura. Nu mă refer la alte domenii, dar la cultură, sigur. Vă mulțumesc! Bravo.